Potrivit cu praznicul acesta în care suntem, aș dori să citesc din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, câteva versete care ne vorbesc despre anumite lucruri care s-au întâmplat în vremea când Domnul Iisus Hristos era atârnat pe lemnul crucii la Golgota. Și în acest sens, din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, citi cuvântul Domnului începând cu versetul 35 la versetul 43. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau, pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El. Se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui erau scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bat jocorea și zicea, Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o sândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta N-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Este un har din partea lui Dumnezeu pentru mine să pot să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie în seara aceasta. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta și mulțumesc și fraților care mi-au creat posibilitatea aceasta să pot să fiu aici și să ne închinăm împreună Tatălui nostru Ceresc, numele Domnului Iisus Hristos și să-L binecuvântăm pentru tot ceea ce El a făcut, face și de ce nu va face în continuare pentru noi ca și copiii ai săi. Dumnezeu, dar să vă binecuvinteze! Știind că în seara aceasta o să fiu la părtășie cu dumneavoastră aici, m-am frământat o perioadă de timp în ce cuvânt să împărtășim împreună. Pentru că din Scripturi poate sunt multe pasaje, sunt multe teme care pot fi abordate. Dar este extrem de important să, să fim în voia lui Dumnezeu, să fim în gândul lui Dumnezeu și, în același timp, Dumnezeu este cel care cunoaște nevoile noastre, Dumnezeu este cel care cunoaște frământările noastre. Și este extrem de important să fim pe aceeași lungime de undă cu Domnul. Și. M-am oprit asupra acestui pasaj din Scriptură. El este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul Scripturilor ne spune că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu e lipsit de putere. Cuvântul acesta este duc și viață, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Dar aici, în pasajul acesta al Scripturii, asupra căruia ne-am oprit în seara aceasta, îi vedem pe doi oameni în condiții identice, în condiții similare, care își trăiesc ultimile clipe ale vieții lor, ultimile minute ale vieții lor, și fiind în aceleși condiții, deci în aceleși condiții, unul se mântuie și celălalt îi pierdut pentru totdeauna. Unul se mântuie, celălalt se duce în pierzarea veșnică, nu sunt a veșnică. Și mă întrebam, Doamne, ce s-a întâmplat aici? De ce lucrurile au curs în felul acesta? Pentru că tabloul de altă dată de la Golgota, când Domnul Isus Hristos stătea atârnat pe lemnul crucii, el s-a reeditat și se reeditează în timp și a ajuns și în zilele noastre să, să trăim asemenea momente. Oameni care trăiesc aceleși împrejurări, oameni care sunt sub, sub, sub aceeași ploaie a cercetării Harului Lui Dumnezeu, a Duhului Lui Dumnezeu, a Cuvântului Lui Dumnezeu. Unii se mântuie și alții se împetresc. Unii își deschid inima pentru Domnul Isus Hristos, primindu-L ca mântuitor și Domn al vieților lor și alții întorc spatele și spun, nu avem nevoie de așa ceva. Scriptura ne spune în Cartea Faptele Apostolului, în capitolul 17, că după ce Apostolul Pavel are predica lui în Atena, că l-au auzit vorbind despre învierea morților, unii au început să-și bată joc și alții au zis, auzi, e suficient. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Dar ne spune acolo Scriptura că unii dintre ei au trecut de partea lui și au crezut. Printre ei era Dionisia Areopagitul, era o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Deci, unii se împetresc fiind în aceleși condiții și alții își deschid inima și spun, da, eu cred asta, eu primesc mesajul acesta, eu vreau să mă, să mă, bucur de ceea ce promite și oferă Dumnezeu prin cuvântul său. De asemenea, găsim iar un pasaj similar în Evanghelia după Luca, în capitolul 7 când Domnul Iisus Hristos ajunge în casa lui Simon, fariseul. Și în timp ce era acolo la masă, Scriptura ne spune că femeia aceea păcătoasă ia vasul de alabastru, se duce și el în casa respectivă, se așează undeva înapoi lângă picioarele Domnului Iisus și începe să plângă. Și în cele din urmă, Domnul Iisus Hristos îi spune, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Ăia alți fac ochii mari. Și spun, dar cine e ăsta? De iartă chiar și păcatele. Dar Domnul Iisus Hristos nu îi bagă pe ei în seamă, ci continuă să vorbească femeii și să-i spună de harul pe care, de care ea a avut parte în, în vremea aceea. Nu știm ce s-a întâmplat cu gazda, cu Simon. A, a beneficiat de harul acela, n-a beneficiat, nu știm. Scriptura tace. Dar celălalt dintre invitații lui Simon cărteau în ei și ziceau, cine e ăsta de iartă chiar și păcate? Dar Domnul stă de vorbă cu femeia și spunea: du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Deci, ce s-a întâmplat pe cruce, când Domnul Iisus Hristos stătea acolo, a târnat pe lemnul blestemului, plătind prețul mântuirii noastre, prețul iertării noastre. În vremea aceea, doi oameni în condiții similare, doi oameni care se aflau sub aceeași osândă, doi oameni care își trăiau sfinalul vieții lor, unul se mântuie și celălalt e pierdut. Celălalt e pierdut. Ei, e adevărat, Scriptura ne spune despre credință că ea vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Putem să avem pretenția în dreptul cuiva. ăsta să fie credincios. Înainte de a cunoaște cuvântul Scripturilor. Nu întâmplător Domnul a dat poruncă ucenicilor să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia la orice făptură. Pentru că oamenii întâi trebuie să audă cuvântul și în cele spirituale. Noi niciodată nu ne vom ridica mai sus decât cunoașterea și înțelegerea pe care noi o avem. Întâi îi cunoaștere și apoi îi credință. Întâi trebuie să cunosc cuvântul și dacă am o informație corectă, și primesc informația aceea, pe informația aceea corectă pot să-mi zidesc crezul meu. Crez care în cele din urmă să mă duc în eternitate cu Domnul. Dar dacă n-am o cunoaștere corectă, nu cunosc Scriptura, cum le spunea Domnul celor din vremea lui, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ori, ăștia doi au avut parte de oarecare cunoaștere. Nu știm cât de profund a fost cunoașterea lor în, în, în ceea ce uh, privea viața Domnului Isus Hristos și lucrarea Lui. Dar cel puțin, de la Gabata, pe Via Dolorosa, până la Golgota, l-au însoțit. A fost alături de el. Ei, plus în primele trei ore când Domnul Isus Hristos a stat atârnat pe lemnul crucii și asupra lui s-au aruncat provocări din partea tuturor categoriilor de oameni care există în lumea aceasta, pentru că noi, prin reprezentanții noștri, am fost la cruce atunci și acolo. Noi, fiecare, prin reprezentanții noștri, am fost la cruce și am lovit în Domnul Isus Hristos. Și trei ore din cele șase, cât Fiul omului, că Domnul Isus Hristos a stat atârnat pe lemnul crucii. În primele trei ore a fost la discreția noastră ca să-l batjocorim, ca să-l hulim, ca să, să aruncăm provocări asupra lui și așa mai departe. Și cel puțin, deci călătoria făcută de la Gabata până la Golgota, cât l-au însoțit pe Domnul și primele trei ori cât au stat pe cruce, pentru unul dintre cei doi tâlhari, a fost timpul suficient și informația suficientă ca să poată să înțeleagă că acolo se întâmplă ceva, ceea ce nu se mai întâmplase în lumea noastră, ceea ce nu mai văzuse pământul. Și e, Scriptura ne spune că unul dintre ei, unul dintre ei, e, când celălalt arunca provocări asupra Domnului Isus Hristos și spunea într-un mod bajucoritor, nu ești tu Hristosul, dacă ești. Dovedește-o cu alte cuvinte. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt Ei spune, Auzi, nu te tem tu de Dumnezeu? Nu te tem tu de Dumnezeu? Adică ce, tu care ești sub aceeași o ce teamă de Dumnezeu? Ce teamă de Dumnezeu? Pentru că ei își trăiau ultimile clipe ale vieții lor. Ascultați-mă! Omul ăsta, tălharul ăsta, care s-a adresat cu aceste cuvinte celuilalt. Omul ăsta înțelegea faptul că el nu este numai materie, că el nu este numai un pum de mușchi și nervi, frământat printr-o succesiune de întâmplări oarbe, venind de niciunde și mergând nicăieri. El a înțeles că el este mai mult decât materie. Că are o parte spirituală înăuntru lui și că partea aceasta spirituală se duce dincolo în lumea lui Dumnezeu. Și că într-o zi va trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu de viața lui, de faptele lui, de trăirea lui din lumea aceasta. Pentru că dacă aici era finalul și pentru el, pentru ce teamă de Dumnezeu? Ce, ce să te mai temi când de fapt ești răstignit pe cruce și aici îți trăiești finalul vieții tale? Pentru ce teamă? Ei, el a văzut că viața nu se stinge aici, nu se oprește aici, ci viața se duce dincolo în veșnicie. Și acolo, înaintea lui Dumnezeu, va trebui să dăm socoteală de faptele noastre, de trăirea noastră, de comportamentul nostru. Deci, în primul și în primul rând, omul acesta a înțeles că el nu este numai pentru aici și pentru acum. Nu, nu, ci de aici Viața continuă pe alte coordonate decât cele spațiu-timp în lumea lui Dumnezeu. Și când vom ajunge acolo, va trebui să dăm socoteală fiecare de binele sau răul pe care l-am făcut pe când trăiam în trup, pe când eram în viața asta. Ei, primul lucru pe care omul ăsta l-a conștientizat și l-a declarat acolo în auzul celuilalt, și probabil au auzit și ceilalți. Mă gândesc că l-au vorbit în șoaptă, nu știu. Dar cel puțin celălalt o trebuie să-l audă. și au spus, nu, nu, noi trebuie să avem frică, Ți, tu, tu, nu, 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 nu ți-e frică de Dumnezeu să vorbești cum vorbești. De ce? Pentru că nu aici finalul. Nu aici finalul. Mulți dintre semenii noștri se opresc în a, în a deschide inima pentru Dumnezeu și n a primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn în viețile lor. Pentru că spuneau auzi, dar totul e și acum. Aici iadul, aici e raiul. Cum spunea apostolul Pavel despre unii care spuneau, să mâncăm și să bem, că mâine murim, e gata totul. Și când ai ajuns acolo, nimic nu mai este. Tatăl meu, ultima parte a vieții, a vieții lui a trăit-o în Cluj. Și îi plăcea să comunice cu, 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 cu seminii noștri și la vârsta lui, înaintată de peste 90 de ani, a trăit 90 de ani și, 96 de ani și jumătate. Și într-una din zile era în piața orașului, în piața centrală a orașului și acolo s-a apropiat de cineva și îl întreabă, zice, e frumoasă viața asta? Ce, sigur, da, sigur că e frumoasă. Dar a continuat cu întrebarea, dar alta mai există? La care respectiv au făcut ochii mari și au zis, auzi, voi pocăiți numai prostii vorbiți. Deci, oamenii se opresc în în, 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 a-L căuta pe Dumnezeu, în al sluji pe Dumnezeu, în a-I face voia lui Dumnezeu. Pentru că mulți consideră că noi nu suntem decât materie. Suntem un, un, un produs al întâmplării oarbe. Și aici e totul. Și atunci, pentru ce să-L slujești pe Dumnezeu? Dacă aici e și raiul, aici e și iadul. Dacă atunci când s-a terminat viața, s-a terminat totul. S-a mântea aici ceva despre, despre Iov. Omul ăsta când era în suferință, spune, auzi, să vină un scriitor iscusit, să scrie, domnule. Să, să rămână pentru posteritate, să știe ce a suferit un om în viața asta. Dar, spune el, nu, nu zice, să vină un sculptor care știe să graveze, să, 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 să scrie cu primoiul, să, să sape în stâncă. Să rămână acolo pentru că scrierea s-ar putea să piardă. Dar se oprește la un moment dat și parcă spune, nu mai am nevoie nici de scriitor talentat, nici de un mânuitor al, 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 al scrisului în stâncă. Eu știu altceva, și anume că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va și pielea și nu voi mai avea carne pe oase. Totuși, spune el, îl voi vedea pe Dumnezeu, zice, ochii mei îl vor vedea și nu altuia și el îmi va fi binevoitor. Ascultați-mă, dacă nu avem perspectiva aceasta a eternității, crezând că nu suntem decât materie și nimic mai mult, atunci îl vom sfida pe Dumnezeu, îl vom batjucori pe Dumnezeu, îi vom întoarce spatele lui Dumnezeu. Dar dacă conștientizăm faptul, așa cum spunea Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5 cu 23, spune acolo, zice, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului Isus Hristos. Deci, când conștientizăm faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că Viața noastră curge dincolo în veșnicia lui Dumnezeu. Atunci, îți mari șanse să privim viața într-un alt fel. În al doilea rând, omul ăsta, stând alternat pe cruce acolo lângă Domnul Isus Hristos, a conștientizat și a recunoscut faptul că pentru el și pentru colegul lui de partea cealaltă, Zice, pentru noi este drept, zice, că ne primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. În al doilea rând, omul ăsta, tâlharul ăsta, a, a conștientizat și a recunoscut faptul că el e vinovat. Că el e vinovat. Ascultați-mă. Cred că ăsta este un moment extrem de important în viața unui om după ce conștientizează faptul că el este mai mult decât materie, să conștientizeze faptul că asupra lui apasă păcatul, că apasă fără de legea. Pentru că dacă nu suntem păcătoși, dacă nu suntem vinovați, pentru ce să căutăm pocăință? Pentru ce să căutăm salvarea? care e sensul? Domnul Iisus Hristos, fiind de lumea noastră, spunea, zice, nu cel sănătos are trebuință de doctor, ci cel bolnav. Ați văzut oameni sănătoși făcând coadă la cabinetul medical, pregătindu-se acolo să plătească taxele necesare ca să... Pentru ce? Nu. Și continua Domnul spune, zice, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ei, omul ăsta a conștientizat și a recunoscut, a spus, da, noi suntem vinovați și printre ei se număra și el. Și eu sunt aici. Eu merit o sânda, dar înțelegea că o sânda asta nu-i numai pentru aici, pentru că el prin suferința lui acolo pe cruce, el nu-și plătea tot, 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 toate, tot trecutul lui, toate faptele care le tăra după el. Nu, nu, ce pentru noi e drept, am făcut fapta asta, sau nu știu, anumite fapte pentru care erau condamnați la moarte prin răstignire. Ei, dar dacă nu conștientizez că ești vinovat, nu conștientizezi că sunt vinovat, pentru ce să caut salvare? Scriptura le spune că ucenicii erau la pescuit pe mare. Și la un moment dat, Domnul îi spune lui Petru, zice, aruncă mreja în partea dreaptă. Și când aruncă, scoate o mulțime de pești, încât... și când vede Petru ce se întâmplă, ce a făcut, s-a aruncat la picioarele Domnului și a spus, pleacă de la mine că eu sunt un păcătos. Știți care a fost rezultatul după ce el a recunoscut faptul că e păcătos? Și că nu, nu merită să stea în prezența Domnului Isus Hristos. Ce spune Domnul? Petre, nu te teme, te vei face scar de oameni. Dar întâi a recunoscut că el e păcătosul. A recunoscut. Aduceți-vă aminte de prorocul Isaia când are revelația aceea în anul morții împăratului Ozia, spune el, vai de mine că sunt un om păcătos, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul oștilor față în față și voi muri. Ei, după ce a conștientizat și a recunoscut că vinovăția apasă asupra lui, Domnul trimite solul cu tăciunile aprinse pe altar să se atingă de buzele lui și să-l curățească. De aici, aici e, e, e al doilea pas, după ce am conștientizat că noi suntem corona creației lui Dumnezeu și că viața noastră se duce dincolo în eternitatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că noi suntem păcătoși, că asupra noastră pasă vinovăția și că avem nevoie de cineva care să ne ierte, de cineva care să ne salveze. Mai departe. Scriptura ne spune că ăsta, tălharul ăsta care se mântuie, a văzut în omul de la mișloc, zice, neprihănitul acesta, zice, omul acesta n-a făc, făcut niciun rău. Nu știu, i-a fost suficient timpul de la gabată până la Golgota și cele trei ore în care Domnul Iisus Hristos era expus acolo în fața mulțimii, timpul ăsta... Atât aici el a, a reușit și a, a putut să-l cunoască pe Iisus, dar în timpul care l-a avut la dispoziție, el s-a convins de faptul că ăsta e neprihănit, că ăsta e fără păcat. Deci, el e sfânt, el e sfânt, așa cum striga Duhul Sfânt prin prorocul Isaia, pasaj care s-a citit din Isaia, capitolul 53, partea a doua a versetului 9, că el nu făcuse Nicio, nicio, niciun păcat și în gura lui nu se nicio fără de lege și în gura lui nu se găsise nicio nelegiuire. De asemenea, îl găsim pe Domnul Isus Hristos în Ioan, capitolul 8, provocându-i pe cei din vremea lui și spunându-le: Dacă cineva poate să mă dovedească că am păcat, să o facă, să o facă. Vedeți, mântuirea noastră, salvarea noastră, nu poate aduce oricine. Nu un întâmplător Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să aducă salvarea. Pentru că, ascultați-mă, prin El s-a creat întreg cosmosul. El este proprietarul întregii creații, îi spune Scriptura. Și toată creația stă în picioare prin cuvântul puterii Lui. El este Cel care la împlinirea vremii a venit în lumea noastră și a stat la mijloc între cei doi. Ăsta e neprihănit. A intrat în lumea noastră fără păcat și și-a trăit viața în proporție de 100% în neprihănire, în ascultare de Dumnezeu și n-a făcut niciun păcat. S-a calificat prin suferințe să fie mântuitorul, să fie urzitorul unei mântuiri veșnice. Să vezi în Hristosul neprihănitului Dumnezeu, pentru că numai unul fără prihană poate să aducă salvarea, poate să aducă mântuirea, poate să aducă iertarea. Nu te duce în altă parte ceva timp în urmă, m-a întrebat cineva, zice, cu ce crezi? Că numai creștinii sau o parte dintre creștini vor fi mântuiți? Domnule, zice, sunt milioane de musulmani, milioane de, budiști, de budiști, ăștia toți vor merge în iad? Toți se vor duce în focul veșnic? Crezi că Dumnezeu este așa tiran? Și am spus, zic, ascultă-mă și ascultă-mă bine, zic. În ziua aceea eu nu voi fi la poartă. Să spună, auzi, tu intră și tu nu auzi, tu ai fost de-al meu, intră, hai, nu, zic, atunci la poartă va fi unul care s-a calificat deja pentru poziția aia. Zic, datoria mea în vremea aceasta cât sunt aici, este să spun ce spune Scriptura. Și îl găsim pe Apostolul Petru, ridicându-se în fața teologilor din vremea respectivă care pretindeau că dețin adevărul absolut al Scripturilor s-a ridicat și le-a spus așa cum citim în fapte 4 cu 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți în afară de numele Domnului Isus Hristos. Ăsta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A sângele lui nevinovat ca să poată să spele păcatele noastre. Și dacă ar fi fost păcatul asupra lui, dacă ar fi fost nelegiuirea sau, sau fără de legea, nelegiuirea și fără de legea în gura lui, nu s-ar fi calificat să fie Mierul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar a trăit neprihănirea, cum spuneam, în proporție de 100% și până și acest tâlhar pe cruce, stând lângă el, a avut timp suficient să se convingă că ăsta e sfânt. În zilele noastre se aruncă tot felul de blame și bat jocuri asupra Domnului Isus Hristos. Că a fost așa, că a fost așa, că a fost așa. Ascultați-mă, Tatăl Ceresc a declarat despre el și a spus, ăsta e fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Tatăl Ceresc a spus, da, el este. Ba ne spune Scriptura că l-a dovedit cu putere că e fiul lui prin învierea morților. Romani 1 cu 4. Și că Lui a fost primită și noi am fost socotiți, neprigăniți, de aceea El a fost înviat din morți. Trebuie să vedem în Hristosul Lui Dumnezeu, fiind unica soluție rânduită de Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea noastră. Unica soluție. Dar cea mai înțeles El, ascultați ce spune Scriptura aici, se îndreaptă spre Domnul Isus Hristos după ce spune că omul acesta n-a făcut niciun rău, se îndreaptă spre el cu cuvintele și îi spune, Doamne, Doamne! Știți ce înțeleg din cuvintele acestea? Că a văzut în el Dumnezeu, l-a văzut în el pe Dumnezeu. Ești Doamne! Da, la... pentru început m-a surprins faptul acesta, dar mergând aici în Evanghelie și sutașul s-a convins. După ce a văzut cum Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pe cruce, a zis, cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Era Fiul lui Dumnezeu. S-a convins și sutașul, nu știu în ce fel. În felul cum a stat pe cruce, cum, cum a strigat, ce s-a întâmplat când el și-a dat viața, cum, cum soarele a trebuit să-și să stingă lumina și să se întunece, cum, cum, cum s-au cutremurat pământul, s-au despicat stâncele, s-au deschis morminte ale sfinților și trupuri care muriseră au ieșit afară. Nu știu, dar omul ăsta, sutașul, s-a convins și el că cel ce era atârnat pe cruce era Fiul lui Dumnezeu. Ei, trebuie să știm că cel care a venit în lume nu e un înger. Nu este unul dintre heruvim sau serafimii lui Dumnezeu. Ce ăsta este și rămâne Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este și rămâne Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Pentru că, ascultați-mă, în vremea aceasta a sfârșitului, vrăjmașul și-a fixat trei obiective asupra cărora să lovească. Unul dintre ele este Hristosul și jerfa lui și spun, Hristosul și jertfa lui nu sunt unica soluție pentru mântuirea oamenilor. Eram în urmă cu câțiva ani în Ierusalim pentru o conferință biblică. Eram din aproximativ 17 țări prezenți în Ierusalim. Și unul dintre lucrurile pe care vroiau evreii să le implementeze în mințile noastre era următorul și anume spuneau, zice, noi evrei suntem mântuiți prin Harul venit prin Avram. Și voi neamurile sunteți mântuite prin, neamurile venit, prin, prin Harul venit prin Hristos. Să nu încercați să faceți prozelitism în rândul nostru, că nu are sens. Voi sunteți cu harul vostru, noi suntem cu harul nostru. Orice spune Scriptura prin Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetele 19 și 20, spune acolo, Tatăl a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El adică în Isus și să împace totul cu sine prin el, adică prin Isus, atât cei pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Noi trebuie să să, să fim siguri și convinși de faptul că cel care a venit în lume la împlinirea vremii este și rămâne Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. E una dintre obiectivele pe care vrăjmașul și le-a fixat să lovească în, în zilele din urmă în, în el. În al doilea rând, sunt darurile de revelație și inspirația ale Duhului Sfânt. Și un al treilea obiectiv este rânduiala pe care Domnul a stabilit o miserică lui. Sunt trei obiective în care vrăjmașul caută să lovească. Și unul dintre ele este Hristosul și jertfa lui. Auzi, nu-i Dumnezeu. Cristosul și-a dovedit prin ceea ce a fost El, fiind în lumea noastră, s-a dovedit că este ceea ce a spus că este. Pentru că întotdeauna Dumnezeu n-a avut și nu are nevoie de cineva din exterior să vină să-l dovedească pe El că El este ceea ce este. Și Isus și-a dovedit divinitatea Lui, Dumnezeirea Lui. Și anume. Îl găsim în Ioan, capitolul 5, spunând că el este domn și al sabatului. Și iudeii erau supărați acolo, spune Scriptura în, în Ioan, capitolul 5, versetul 18, că desfința sabatul și se făcea pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Deci desfința sabatul. Ori ascultați-mă, sabatul a fost dat de Dumnezeu. Când este vorba de o lege dată de Dumnezeu, numai unul care este cel puțin la același nivel cu cel care a dat legea poate să facă derogări sau poate să facă modificări în legea respectivă. Domnul Iisus Hristos vine și spune că El e Domn și al sabatului. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos, fiind de lumea noastră, a primit închinarea. O găsim pe paginile Noului Testament, că Sfinții Domnului, când s-a dus Petru în casa lui Corneliu, i-a ieșit Corneliu în întâmplare și primul lucru care l-a făcut a fost că s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Și ce i-a spus? Petru, ferește-te să faci una ca asta. Nu, zice, și eu sunt om. Lui Dumnezeu trebuie să te închini. Îngerii lui Dumnezeu, îngerii buni, nu primesc închinarea. Apocalipsa 19 ne spune că atunci când Ioan se întâlnește cu îngerul, se aruncă la picioarele lui să închine, zice, nu, nu, ferește-te să faci una ca asta, zice. Și eu sunt un împreună slujitor cu tine, zice, lui Dumnezeu trebuie să te închini. Iisus, fiind de lumea noastră, a primit închinarea. Și niciodată n-a zis să nu vă închinați mie. Nu, nu. De asemenea, El a iertat păcatele. A iertat păcatele. Ori, găsim scris în Marcu capitolul 2 că Domnul Iisus Hristos era în Capernaum. Și în casa aceea unde El le vestea cuvântul, era, erau lume, dar acolo, în fața Domnului Iisus, încă era loc. Aia, aia, aia care făceau aglomerație, erau pe la uși. Pe acolo stăteau. Blocau intrările, cu alte cuvinte. Unii vroiau să meargă acolo în prezența Domnului Iisus și ei blocau intrările și nu îi lăsau. Se mai întâmplă de astea și în zilele noastre. Dar a patru care aduceau pe nenorocitul acela la Domnul Iisus Hristos au găsit soluția și au spus nu putem intra pe ușă, dă la o parte acoperișul și l-au lăsat în fața Domnului Iisus. Și când a văzut Domnul credința celor patru, a zis neputinciosului, zice, iertate sunt păcatele. Cărturarea a început să cârtească în că da, cine este de iartă păcatele? Doar numai Dumnezeu poate. Ei, nu gândeau rău ei, că numai Dumnezeu. Dar ei nu înțelegeau că cel ce era în fața lor era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și Domnul Iisus Hristos li s-a adresat cu cuvintele. Au zice, cei mai lezi ne-a zice, cei mai ușor a zice, iertate sunt păcatele sau ridică-te, ia-ți și umblă. Ce mai lezi, cei mai ușor a zice. Normal că iertate sunt păcatele, că dacă se iartă sau nu se iartă, nu se vede. Dar dacă îi spui cuiva, ridică-te, ia spatul și umblă și nu se scoală, asta se vede. Și ce spune Domnul? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, s-a adresat omului care, care era adus acolo, ție-ți poruncesc. Ridică-te, ia spatul și umblă. Și omul acela s-a ridicat și a început să umble. De ce? pentru că cel ce era acolo era Dumnezeu adevărat și este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Tălharul a văzut în el, Doamne, ăsta e mântuitorul nostru. Nu e un om, nu e un înger, nu e unul dintre fiii lui Dumnezeu. Nu, ăsta e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Îl găsim în Ioan, în capitolul 8, stând de vorbă cu evrei din vremea aceea. Și le spunea, auzi, uh, Avram zice, a văzut ziua mea și zice, a săltat de bucurie. Și ăștia au spus, auzi două, zice, ce vorbești tu de astea? Tu n-ai nici 50 de ani și tu spui că uh, l-ai văzut pe Avram, și Avraam te-a văzut pe tine. Ce le spune Domnul? Zice, înainte să se fi născut Avraam, eu sunt. N-a spus eu am fost. Nu, nu, eu sunt. Știți că atunci când Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu în pustie și i-a spus, du-te și scoate-l pe Israel din robia Egiptului se spune, Doamne, eu mă duc, dar poporul ăla să mă întrebe care numele Dumnezeului acelui care te trimite la noi. Ce să le spun? Să le spui, cel ce se numește, eu sunt. Adică, cel ce există prin sine însuși, m-a trimis la voi. Ori, Domnul Isus Hristos folosește aceleași cuvinte. Înainte ca să fi fost Avram, sunt eu. Sunt eu. De asemenea, după înviere, ne spune Scriptura când s-a întâlnit cu Toma. Ce i-a spus Toma? Ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă Toma ar fi făcut o greșeală, ce credeți? Nu l-ar fi corectat Domnul? Ai găsit la un moment dat pe ucenici împreună cu Domnul mergând spre Ierusalim. Și le spune, zice, să apropie timpul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor, va fi răstignit și Petru, purtătorul de cuvânt al apostolilor, al ucenicilor, se apropie de Domnul și îi spune, auzi, să te ferească Dumnezeu, Doamne! Să, 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 se întâmple așa ceva. Și Domnul ar fi putut să-i să spună lui Petru, Petru, apreciez faptul că ești interesat de mine și ții așa mult la mine. Ce îi spune Domnul? Înapoi a mea satanul, tu nu știi de ce duh ești călăuzit. I-a corectat. Aduceți-vă aminte la spălarea picioarelor. Domnul, toarnă apă în ligian, se încinge cu ștergarul și spălând picioarele ucenicilor, ajunge la Petru. Și când ajunge la Petru, spune Petru, mie, Doamne, niciodată nu vei spăla picioarele. Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Când aude asta, spune, auzi, nu numai picioarele și bâinile și capul, numai să am parte cu tine. Ce spune Domnul, corectează și tine. nu, nu, stai acolo, cine s-a scăldat? N-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de toți. Când ei au făcut o greșeală, Domnul a corectat. Ei, aici Toma a afirmat un adevăr sfânt, care a rămas pe paginile Sfintelor Scripturii. De asemenea, Găsim în Scriptură rugăciuni adresate Domnului Isus Hristos după ce El a plecat din lumea aceasta și a fost înălțat la cer. Îl găsim pe Ștefan, în fapte, capitolul 7. Când ploaia aceea de petre era scos afară din cetate și ploaia aceea de petre era aruncată asupra lui, s-a rugat și a spus, Domnul Isus, primește Duhul meu. Ori rugăciunile nu se înalță îngerilor, nu se înalță sfinților, ci se înalță să îndreaptă către Dumnezeu. Ori, Hristos Domnul, ascultați-mă: El este și rămâne Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. El a adus mântuirea, El a adus salvarea, nu un înger, cum spuneam, nu unul dintre Arhangheli, nu, ci cel care este și rămâne cu Tatăl din Eternitate. Hristos Domnul, Hristos Domnul. Ei, el a înțeles și a spus, Doamne, ce-am mai văzut în el? A văzut că el trece dincolo de mormânt și că are o împărăție. Și a spus, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. De fapt, să știți, Evanghelia completă nu înseamnă numai salvare. În timpul care a trecut, cât încă eram în țară, am început un studiu pe epistola către evrei. Și ajungând la capitolele 3 și 4, a rămas pentru moment surprins că acolo spune Scriptura că poporul ăsta a ieșit din țara Egiptului aducându-le aducându se aducându lor o veste bună, n-au intrat în promisiune, în făgăduință, pentru că n-au crezut. Și m-au întrebat, Doamne, cum n-au crezut ăștia? A venit într-o zi Dumnezeu și le spune, vedeți că va trece îngerul un invicitor prin țara Egiptului. Dacă vezi ca întâi născuți din casele voastre de parte bărbătească să fie salvați, atunci mielul pascal să fie sacrificat și să ungeți pragul de sus și ce doi stâlpi ai ușii cu sânge. Și intră sub protecția sângelui. Posibil că unii dintre ei, Scriptura nu ne vorbește, să fie ignorat ceea ce a spus Dumnezeu. Dar aproape toți, dacă nu toți dintre ei, au respectat ceea ce Dumnezeu a spus, pentru că la un moment dat mulțimea aceea de peste 600 de mii de oameni ies din țara Egiptului, ies din țara Egiptului, au respectat. De asemenea, Scriptura ne spune că toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Ei, era mare în fața lor și în spate faron cu Și Dumnezeu îi spune lui Moise, ia și lovește apele, să faci culoar și spune, auzi, dar chiar să trecem pe aici. Ne spune Scriptura, au, toți s-au dus și au trecut în partea cealaltă. Și apoi traversau pustia spre țara promisă. Dar la un moment dat, oamenii ăștia au spus, da, da, zice, după ce s-au dus, cele 12-i scoade să verifice țara. Și au zis, e frumoasă țara, e bună, e excepțională, cu alte cuvinte, dar e imposibil de cucerit. Domnule, acolo suriașe. Au cetăți întărite până la, până la cer. Zice, noi suntem ca și niște... Niște de lăcuste înainte lor. Nu se poate. Ei, și-au muiat inima poporului și la un moment dat și-au propus ne întoarcem înapoi în Egipt. Că acolo era bine. Aveam praz, usturoi, aveam pește din belșug și așa mai departe. Înapoi în Egipt. Și Scriptura ne spune că au murit. De ce? Evanghelia pentru ei ce însemna? Protecția de mânia lui Dumnezeu sub semnul sângelui, așa, după aia botezul în nor și mare pentru Moise, Traversarea pustiei și intrarea în țara promisă. Asta, e Evanghelia. Asta era Evanghelia pentru ei. Și din Evanghelie nu putem să luăm părți, să spunem, astea ne convin și alelalte le lăsăm pentru alții. Sau o luăm toată și ne bucurăm de ea sau nu avem nimic. Ori vedeți, tălharul se duce la Evanghelia completă pentru că evanghelia aceasta adusă în lumea noastră de domnul Isus Hristos nu înseamnă numai mântuirea noastră, numai iertarea, ruperea legăturilor robilor și a patimilor. Nu numai așezarea noastră în trupul lui Hristos care este biserica și vin și când de bucurie că sunt un mântuit, că sunt un copil al lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, dar evanghelia înseamnă și intrarea într-o zi cu Dumnezeu pe porțile eternității în slavă, cu Dumnezeu în glorie. Și tălharul a spus, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și el a parcurs toată Evanghelia, toată Evanghelia, iertare, așa, mântuire și eternitatea cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în slavă, cu Dumnezeu în glorie. Mă rog în această seară, ca Duhul lui Dumnezeu să continue să lucreze la mințile și inimile noastre. Și dacă sunt între noi, din aceia care încă mai stau la răspântii de drumuri și nu știu încotro să o ia, puneți cuvântul acesta lui Dumnezeu la încercare. Puneți-l la temelia trăirii voastre și apropierii voastre de Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Isus Hristos? Dacă vrea cineva să se convingă că eu sunt ceea ce sunt și că cuvântul acesta este cuvântul lui Dumnezeu, spunea Marcu în capitolul 7, să-l pună în practică. Și dacă nu va fi așa, atunci dat la o parte. Dar cuvântul ăsta, cuvântul ăsta, spunea Dumnezeu prin prorocul Ieremia, că El e marele care veghează asupra cuvântului Lui ca să-L împlinească. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute toți împreună, cu toți cei răscumpărați, să fim în ziua aceea cu Domnul nostru în slavă, cu Domnul nostru în glorie. Amin.